Primește-ne gazdă în casă, să plătești colinda noastră. Frunză verde de mușcată, nu vrem fasole frecată. Cât o fost postul de mare, nu ni s-o găta din oale. Ba mă-i friptă, ba frecată, dă-te ziua câteodată. Faceți bine și ne dați o coșarcă de cârnat și un pahar de jin să șie, ca într-o casă de omenie. Dior și zeșe, zeș ori treșe, că suntem vă 15. La anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani, mulțumim de colindă grupului Dor și Dorulesc. Evident că cei mai mici sunt Dorulesc, cei mai măricei sunt Dori. Sunt coordonați de către profesoara lor, Dorina Oprea, le mulțumim frumos și o să ne mai întâlnim noi pe parcurs, pentru că ei sunt pepiniera, spuneam, pepiniera a ceea ce înseamnă interpreți de muzică tradițională. Acum o să facem un alt aranjament, pentru că pregătim brazii, cei trei brazi de la Sinaia, era să zic. Cei trei brazi pe care îi dăm noi astăzi, o să chem lângă mine doi copilași, și din stânga și din dreapta, repede, repejor. Că n-avem vreme să-ți dăm toată ziua. O să o chem și pe Mădălina cu mine ca să mă ajute. Mădălina! Până când ajungem, Mădălina, să vedem cu ce copii lucrăm. Nu vine nimeni? Sau nu mai aveți curajul? Vai, dar ce copii rușinoși! Haide, Mădălina, ajută-mă, pentru că se pare că copiii astăzi poate la tine vin mai bine. Vine cineva? Haideți sus! Haideți să vedem la cine se duc brazii. Sau nu vrea să dea nimeni brazii? Începem noi? Dacă nu vor copii, atunci îi dăm noi. Alegem un brad în stânga, un brad în dreapta, un brad sus. Alegem numerele. Le învârtim bine, le învârtim bine, le învârtim bine. Deci în stânga, în partea stângă, un număr de rând și un număr de loc. Rândul 6, locul 8. Rândul 6, locul 8. Avem pe cineva aici? Liber. Atunci locul 3. Avem pe locul 3, rândul 6, locul 3? Nici pe rândul 6, locul 3 nu e nimeni. Mai luăm un număr. 1. Rândul 6, locul 1? Haideți, doamnă, repede, să vă cunoască lumea. Din partea dreapta noastră, alegem un rând. Rândul 3. Rândul 3, locul? 11. 11. Rândul 3, locul 11. Liber, te rog să te uiți mai cu atenție. Alege numere mai mari ca să fim convinși că le oferim. Haide sus! Atunci locul 2. Rândul 3, locul 2. Haideți! Nu se poate, nici ăla. Alege un... Rândul 4, locul 4. Rândul 4, locul 4. Liber. Să știi că tu ai un ghinion la rândurile... Alege mai din spate atunci. Rândul 9, locul 7. Rândul 9, locul 7? Se ridică cineva? Nu se poate. Mai, zice că e rezervat rândul acela, pentru brad era rezervat. Mai alegi? Rândul 7, locul 3. Rândul 7, locul 3, e cineva? Rândul 7, vă rog să aplaudați pe doamna, cred că dânsa s-a ridicat să vină aici la noi, să le cunoaștem pe doamne și să ne mai gândim și la lojă, la cineva. Zi un loc, nici nu știu exact cum sunt numerotate lojele. Numim în centru, locul 6. În partea centrală, locul 6. De la stânga la dreapta luate locurile. E cineva să ne facă un semn distinct, măcar să știm dacă am găsit unde să dăm bradul? Până vine domnul, atunci hai să cunoaștem și doamnele. Cum vă numiți? Suciu Anastasia și? Oroian Floarea. Ați mai venit până acum la noi la spectacolele de colinde? Da. De la emisiune vă uitați? Da. Și? Ar trebui să mai continuăm cu ceva sau e suficient? Tot așa. Tot așa să o continuăm. Dumneavoastră, sunteți pentru prima dată aici? Micuța din grupul Dorulez e fica mea. Ați venit să vă vedeți fica. Asta era motivul. Haideți să vedem un pic unde se află cel de-al treilea câștigător. Până se întoarce, cu siguranță îl cunoaștem pe parcurs. E vorba de trei brazi pe care firma Oleander Garden i-a pus la dispoziție să vă fie în casă sprijin și frumusețe.
Undeva cu siguranță o să le găsiți loc, chiar dacă poate aveți deocamdată unul, dar să știți că ceea ce vă oferim noi sunt brazi naturali. Așa că o să simțiți mirosul de cetină. A ajuns și cineva de la... Haideți, vă rog frumos! Haideți că pe dumneavoastră vă așteptăm! Sau aveți vreo emoție legată de braț? Să știți că sunt brazi naturali. Haideți, haideți mai aproape de mine, haideți, hai să vă cunosc și eu. Cei care se urcă pe scenă au de obicei emoții, așa că... Am vrut să vă pun să vă colindați ca să meritați brazii. Cum vă numiți? Ioan Cotruș. Ioan Cotruș și celelalte două doamne pe care le-ați cunoscut mai devreme sunt câștigătorii bradului, puteți să îi aplaudați. Brazii se află aici la ieșire pe hol. O să, colegii mei o să vi înmâneze ca să ajungă exact la dumneavoastră. O să vă rog să mergeți în culise acum pentru a putea să mergeți împreună cu colegii mei să vă înmâneze brazii. Să aveți sărbători frumoase și felicitări! Mulțumim și colegii noastre Mădălina și în continuare, doamnelor și domnilor, pe Valea Târnavei. Îi cunoașteți cu siguranță, sunt... oarecum tradițional prezenți în emisiunile noastre, sunt prezenți și în festivalul acesta de colinde, Florile de Albe, Flori de Măr. Astăzi sunt sub aceeași egidă, e vremea colindului, grupul de colindători din Bahnea, împreună cu coordonatorul lor, preot Irimie German. Din repertoriu umblă Maica pe pământ, Colomprundul mării, Sosita praznicul iarăși și O urare mare minune se arată. Colindătorii din Bahnea. Plânge cum se plânge, că va să-l aprinde sânge.
Michael.
spus, că ți-a spus din focul veșnic, după cum proroci au spus, să se roage lumea întreagă împăratului ceresc, să primită pacea sfântă la tot neamul omenesc, să primită pacea sfântă la tot neamul omenesc. Noi dorim această casă, unde acum acolindăm, și la anul care vine, fericit să îi aflăm, și la grupului de cornetori din Bahnea, coordonat de către părintele Irimie German. Să aveți sărbători frumoase, să colindați în continuare și să ne vedem la festivalurile de profil și, evident, și în cadrul emisiunilor care promovează tradiția locului. Cu colac de greu curat, o să vedeți că le dăruim acestor oameni și în culise colega mea, Ana Nasnan, cea care s-a ocupat îndeaproape din partea Centrului Creației Populare, a pregătit pentru ei și colaci și mere și cozonaci
și un cadou care să le aducă aminte de ediția cu numărul 10 a festivalului Asta e Sara, Sara Sfântă și Florile de Albe, Flori de Măr, ediția cu numărul 36. Și de la Bahnea, direct pe Valea Beicii, pentru că acolo vom ajunge cu colindătorii, urmașele dacilor din Șerbeni, grupul de colindători de data aceasta, din comuna Beica de Jos, coordonați de Maria Pop. Maria lui Pop sau Măriuța Pop a Diacului, se spune în sat. O invităm alături de ea, pe cei care invităm alături de dânsa, pe cei care o însoțesc astăzi în colindat, Maica Sfântă a lui Iisus, Dumnezeu dintr-un început, să preumbla Petrea prin Rai, împreună cu grupul de colindători, urmași dacilor din Șerbeni, comuna Beica de Jos. Haideți să le primim și să știți că avem amintiri frumoase și aici, pentru că în fiecare sat în care mergem sunt oameni minunați în județul Mureș. Poftiți cu toții, sunt un grup de colindători destul de experimentați și din datorită faptului că au o vârstă care le permite să spună asta și pentru că sunt umblați prin lumea aceasta. Haideți să vă auzim cu ce ați venit astăzi, urmașii dacilor. Maica Sfântă lui Iisus, Maica Sfântă lui Iisus, se tăcește în jos Iisus, pe marginea unui râu, pe marginea și